Toader Adrian Lavri, primarul comunei Satu Mare, a înaintat în cursul zilei de luni prin avocatul său o plângere penală împotriva celor care, acuză el, i-au înscenat un accident. Sesizarea a fost depusă la parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți și îi vizează pe Vasile Anton Vlad și pe fiul acestuia, Ștefan Florin Vlad, iar infracțiunile care li se impută sunt inducerea în eroare a organelor judiciare și răzbunarea pentru ajutorul dat justiției. Din punctul nostru de vedere, tot scandalul care s-a creat atât miercuri seara, cât și în cursul zilei de joi, a avut un singur scop: discreditarea clientului meu. Acesta nu doar că nu a comis absolut nicio faptă penală, dar nu a săvârșit nici măcar o contravenție. Credem că la mijloc este o tentativă de răzbunare din partea celor două persoane care au recurs la amenințări la adresa clientului meu și în alte situații, inclusiv în sediul primăriei, a declarat Traian Andronachi, avocatul care îl reprezintă pe primarul din Satu Mare. Vă reamintim că miercuri seara Vasile Anton Vlad, un bărbat din comuna Satu Mare, a sunat la 112 și a reclamat că autovehiculul cu care circula a fost lovit de o mașină, posibil a primarului, iar acesta din urmă a plecat de la locul faptei. Ulterior, bărbatul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Rădăuți, diagnosticat cu fracturi costale în partea stângă. De fapt, fracturile constatate au fost în partea dreaptă și vindecate de mult. Polițiștii s-au deplasat la locuința primarului și o perioadă îndelungată au încercat să-l scoată pe acesta din casă pentru a discuta cu el. Acest lucru nu a fost posibil decât joi dimineață, în jurul orei 7:30, când primarul a ieșit din locuință și a mers împreună cu polițiștii la Rădăuți la spital. Toader Lavric a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind 0. Edilul comunei Satu Mare a clarificat situația și a explicat că totul ar fi plecat de la o plângere pe care acesta a înaintat-o la poliție în urmă cu circa 3 săptămâni, prin care sesiza că se exploatează balast ilegal din albia râului Suceava și un drum comunal din Satu Mare a fost distrus de mașinile de mare tonaj. Polițiștii l-au identificat ulterior pe Vasile Anton Vlad ca autor al acestor fapte, iar conflictul cu primarul a devenit unul direct.